Bună ziua, domnul Daniel Băluță, primarul sectorului 4, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule primar, și vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Bună ziua, îmi face o deosebită plăcere să fim din nou împreună. Primarii de municipii din România acuză guvernul că nu i-a consultat referitor la construcția proiectului de buget pentru anul 2019. Dumneavoastră, cum vă poziționați vis-a-vis de această situație? Eu nu pot să acuz că nu am fost consultat din acest punct de vedere, însă deciziile, și asta o spun cu tristețe, nu mi-aparțin. Care sunt problemele fundamentale pe care le-am întâlnit în propunerea? Pentru că, după cum vedeți, nici în acest moment nu avem un draft. Exact. Sunt doar discuții pe această temă. Raportat la ultima discuție pe care am avut-o cu domnul ministru Todorovici ieri și raportându-ne la bugetul municipiului București, mi se par ca aspecte pozitive, ce aș vrea să le punctez, următoarele. Dacă în trecut cota de impozit general pe venit se situa la nivelul de 35% pentru sectoarele municipiului București, în această propunere ea ajunge la 50%, lucru care este absolut îmbucurător. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, discutăm de un venit minim pentru fiecare locuitor al Bucureștiului, și anume de 1200 de lei pentru fiecare locuitor. De ce spun asta? Pentru că, din nefericire și de-a lungul timpului, cu tristețe spun, nimeni nu a luat niciun fel de măsură, acest oraș s-a polarizat. Și constatăm că sunt sectoare în care venitul este de 2500-2700 de lei pe locuitor, în timp ce există sectoare cu 600-700 de lei pe locuitor. În această construcție, venind cu acest plafon minimal pentru impozitul general pe venit, nu avem decât de discutat de un plus extrem de important pentru sectoarele Bucureștiului. Astea sunt părțile bune. Aceste părți bune ar însemna, într-un real, o creștere de aproximativ 32% pentru bugetul sectorului 4, ce înseamnă în valoare nominală undeva la 154 de milioane lei. Însă această veste vine la pachet cu o veste extrem de tristă și de neacceptat din punctul meu de vedere. N-am cum să fiu de acord și am văzut că nici colegii primari din țară nu îmbrățișează această idee, și anume ideea de a prelua cheltuielile legate de ceea ce înseamnă asistență socială, de plata centrelor, de plata indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap, respectiv pentru plata însoțitorilor. Pentru că discutăm numai la nivelul bugetului sectorului 4, care s-a cifrat anul trecut undeva la 542 de milioane lei în urma execuției bugetare, discutăm de o sumă de 120 de milioane lei. Ceea ce înseamnă că dacă încasăm 150 de milioane la nivel teoretic și la nivel practic cheltuim 120 de milioane, în contextul în care salariul minim pe economie a crescut, respectiv a apărut obligativitatea legală de a avea indemnizație de hrană, nu facem altceva decât să finanțăm aceste lucruri pe care guvernul nu le mai plătește. Sunt convins că guvernul României, sunt convins că domnul ministru Todorovici va găsi o altă soluție de finanțare a acestor cheltuieli, pentru că nu facem altceva decât să blocăm în continuare dezvoltarea. Și nu de alta, dar reprezint un sector care este la nivelul capitalei enorm, enorm în spate, cu probleme grave în privința infrastructurii rutiere, în privința infrastructurii școlare, în privința infrastructurii medicale. Și dacă nu reușim să luăm măsuri energice în acest sens, în foarte scurt timp nu vom mai avea posibilitatea sub nicio formă să finanțăm
aceste cheltuieli obligatorii pentru o societate civilizată, și anume cheltuielile legate de asistență socială, cheltuielile legate de învățământ. Pe de altă parte, nu pot fi de acord cu maniera în care Asociația Municipiilor judecă să abordeze această problemă. Nu sunt și n-am fost niciodată un adept al forței. Nu sunt un adept al unei maniere agresive și vindicative de punerea unei probleme sau de solicitare a unor modificări. Eu sunt convins că dialogul este cel care în cele din urmă reușește să ne pună cu toți, pe toți la masă, și numai așa avem posibilitatea să obținem rezultate. Dar care sunt ultimele concluzii desprinse după întâlnirea cu domnul Teodorovici, care știu că a avut loc chiar ieri, ultima întâlnire? La ultima întâlnire nu am participat, însă am participat dimineață la o întâlnire cu domnul ministru Teodorovici și cu toți ceilalți 5 colegi ai mei, primari de sectoare. Ce v-au promis? Vedeți, am discutat exact lucrurile pe care vi le-am spus. Mi-am manifestat profundul dezacord vis-a-vis de ideea de a împărți banii în această manieră, în ideea în care nu mi se pare corect să revină primăriilor plata cheltuielilor legate de asistența socială, pentru că oricât de mult vrem să creștem cotele din impozitul pe venit, aceste sume sunt unele extrem de mari. De exemplu, la nivelul sectorului 4 discutăm despre 11.000 de indemnizații. Evident, bugetul nostru, prin construcția lor, nu are cum să ducă astfel de cheltuieli, având în vedere necesarul de dezvoltare pe care îl are. Domnul ministru, și-am apreciat acest lucru, nu a promis absolut nimic, de altfel vedeți că în continuare este în discuție, se caută soluții. Și după cum vedeți, am reușit să purtăm negocieri, în ciuda faptului că suntem nemulțumiți de modul în care a judecat această problemă, totuși am putut să stăm într-un mod constructiv la masă, ne-am prezentat problemele majore, mă bucur că dânsul le-a înțeles și în mod evident sunt convins că va identifica o soluție de compromis. Probabil că ne vom întâlni, așa cum este în orice negociere, undeva la mijloc. Aș vrea să discutăm puțin, atât cât ne permite timpul, și despre investițiile pe care primăria le face în sectorul 4. Să le luăm pe rând în infrastructura școlară. Care sunt investițiile făcute de până acum de către primăria sectorului 4 pe acest segment? Dacă ne raportăm la sectorul 4, nu facem altceva decât să vedem imaginea infrastructurii de învățământ, rețelei școlare din întreaga România. Gândiți-vă că un număr nu mic, ci extrem de mic de unități școlare au autorizație de securitate la incendiu. Din păcate. Din păcate. De aceea, politica pe care sectorul 4 a avut-o a fost aceea de a aduce în normalitate, da? În normalitate, deci nu este un lucru extraordinar pe care îl facem, este un lucru normal, este un lucru firesc, de a aduce în normalitate aceste unități de învățământ. Ca atare, în acest moment, din 74 de unități, de 74 de clădiri ce se găsesc în sectorul 4, un număr de 60 de clădiri au contractele semnate, au surse de finanțare și asta este extrem de important și aș vrea să menționez că în privința grădinițelor finanțarea este integrală de la Guvernul României prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a doua. Asta e o veste foarte bună. Da, este un lucru extraordinar din punctul ăsta de vedere. De aceea am generat o campanie puțin mai specială și anume aceea de a muta copiii din unitățile școlare ce necesită reparații capitale. Am identificat locații mai mult decât decente vis-a-vis de felul în care arată și se prezintă locațiile curente ale grădinițelor.
și am început în forță această activitate încă din anul 2018. Sunt convins că până la sfârșitul acestui an toate școlile generale din sectorul 4 și discutăm despre 26 de școli generale vor avea autorizație de securitate la incendiu, deci nu aviz, pentru că toate au aviz, au și autorizație, vor avea autorizație de securitate la incendiu. Sunt convins că mai mult de o treime din grădinițe vor avea și ele autorizație de securitate la incendiu. Alături de aceste modificări, în mod evident, și modernizăm aceste instituții. Pe de o parte. Pe de altă parte, înregistrăm o premieră a intrării în normalitate. Am semnat ordinul de începere pentru primul bazin de not acoperit din sectorul 4. Asta că tot vorbeam de infrastructura pe care o avem în acest moment. Deci rețineți, la un număr de 30.000 de copii, discutăm în anul 2019 despre ordinul de începere pentru primul bazin de not acoperit. De asemenea, în aceeași incintă, la școala 190, am semnat de asemenea ordinul de începere pentru o grădiniță nouă. Și este îmbucurător că sursa de finanțare pentru aceste obiective extrem de importante pentru comunitatea noastră este reprezentată de programul operațional regional de port. Sunt bani europeni. Un demers în care primăria sectorului 4 are o coparticipare de 2%. De asemenea, construim o grădiniță nouă, tot având ca sursă de finanțare Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a doua, grădinița 308, și aceasta până la sfârșitul anului va fi gata, pentru că este una dintre promisiunile electorale pe care Partidul Social Democrat le-a făcut și cel puțin la nivelul sectorului 4 acest lucru se întâmplă. De asemenea, pentru că populația sectorului 4 a crescut și crește într-un ritm accelerat, a apărut necesitatea de a deschide noi grădinițe. Avem în plan acesta? Avem, numai că avem un plan, deja în câteva săptămâni, și o să vă invit cu foarte mare plăcere, inaugurăm o grădiniță inedită. De ce este inedită? Are o capacitate de 500 de copii, este ultramodernă, însă locația este una inedită pentru ceea ce înseamnă România. Este o grădiniță localizată într-un mall. Am găsit condiții deosebite acolo, am găsit un preț extraordinar. Gândiți-vă că plătim pentru chirie 6 euro pe metru pătrat, deci este o suprafață de 3200 de metri pătrați, că atât are această grădiniță, și raportându-ne la standardele de eficiență, evident este mai mult decât rentabil să folosim o astfel de infrastructură. În 2-3 săptămâni această grădiniță va fi dată în folosință. Copiii de la grădinițele pe care le vom consolida vor fi mutați în primă fază în această locație. De asemenea, discutăm tot de bani europeni. Avem liceul Miron Nicolescu, va fi modernizat și transformat într-o unitate etalon. O investiție de aproximativ 4 milioane de euro, tot din bani europeni, tot programul operațional regional, și încă o grădință, grădința Scufița Roșie, care sunt bucuros să constat că și licitația este încheiată. Nu vreau să închei problema învățământului și să subliniez următorul lucru. Eu cred că orice societate se dezvoltă prin cultură, prin educație. Nu numai învățământul preșcolar și școlar este important pentru noi, și vreau să marchez un lucru deosebit. Avem deja ridicat în SEAP două obiective importante, și anume, în urma parteneriatului pe care îl avem cu Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, spitalul aparținând Facultății de Medicină Dentară va fi început în cursul acestui an, respectiv amfiteatrul pentru Facultatea de Medicină Dentară, de asemenea, va fi început în cursul acestui an. Sunt extrem de bucuros pentru că nu facem altceva decât să valorizăm sectorul nostru, nu facem altceva decât să creștem standardul educațional pentru membrii comunității noastre, și suntem mai mult decât bucuroși să avem în sânul comunității noastre
comunitatea universitară, pentru că și în acest mod o societate se dezvoltă. Dar ce ne puteți spune despre investițiile în infrastructura rutieră în sectorul 4? Dacă aș fi un simplu cetățean, v-aș spune că am plecat de la o infrastructură rutieră sub orice critică. Asta și pentru că în ultimii 30 de ani în București avem ca etalon o singură lărgire, străpungerea berzei Uranus. Sunt bucuros să vă spun că maximum 3-4 luni de zile finalizăm lărgirile pentru câteva șosele extrem de importante, nu numai pentru sectorul 4, nu numai pentru București, ci și pentru ceea ce înseamnă județul Ilfov. Discutăm despre șoseaua Berceni, de la piața Sudului până la linia de centură. Două treimi din această investiție este finalizată. Mai avem un tronson de 700 de metri până la linia de centură și în acest moment vreau să subliniez gradul de cooperare deosebită pe care l-au avut proprietarii de terenuri, care până când am rezolvat problema documentelor ne-au permis fără probleme accesul și construcția. Discutăm despre șoseaua Luică și despre șoseaua Turnu Măgurele, unde am lărgit de la două benzi la patru benzi. Am schimbat integral iluminatul public pe aceste zone. Mașinile se rupeau în două, existau extrem de multe accidente. De exemplu, șoseaua Berceni, o treime din ea n-avea deloc iluminat public. Eram, dacă vreți, în evul mediu din punct de vedere al dezvoltării pe aceste tronsoane. Sunt bucuros și asta o vedem și în logo-ul pe care îl are sectorul 4. Este unul extrem de incitant. Este muncesc, trăiesc, iubesc în sectorul 4. Iar atunci când văd că toate aceste investiții, cum a fost și Bulevardul Tineretului, Bulevardul Obregea, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, investiții finalizate în cursul anului trecut, sunt străzi modernizate, cu schimbarea tramei stradale, cu modificarea completă a zonelor adiacente și crearea unor zone urbane în concordanță cu așteptările pe care toată lumea le are. Toate aceste lucruri au avut un efect foarte interesant și anume acela că din ce în ce mai mulți oameni vin în sectorul 4. De aceea avem nevoie de mai multe grădinițe, de exemplu. Sunt foarte mulți tineri și sunt extrem de bucuros din acest punct de vedere. Care este stadiul reabilitărilor termice în sector? Cât ați reușit să reabilitați până acum și câte vă propuneți până la sfârșitul anului? Vedeți, noastră capacitatea efectivă pe care administrația noastră o are este undeva la 100-120 de imobile pe an. Și asta vreau să luați în considerare că imobilele pe care le reabilităm, vă dau un exemplu absolut impresionant, discutăm despre un bloc, un imobil care are 12 scări, totalizând un număr de aproape 300 de apartamente. Deci discutăm despre acești mamuți. Nu discutăm despre un simplu bloc de 4 etaje. Pentru că până la urmă, dacă judecăm stricto senso, și un bloc de 4 etaje și un asemenea imobil gigant reprezintă, nu, tot o unitate locativă. Raportându-ne la numărul de apartamente, am avut o creștere impresionantă a reabilitărilor termice. Am făcut până în acest moment peste 300 de reabilitări termice, ceea ce înseamnă enorm pentru noi, pentru că inclusiv capacitatea tehnică pe care piața o are în acest moment nu ne permite să depășim această cifră. Urmează în continuare un nou val și suntem aproape de a încheia licitația pentru, de asemenea, pentru finalizarea unui număr de 82 de imobile. Sursa de finanțare fiind, de asemenea, bani de programul operațional regional, tot bani europeni, cu o finanțare 50%. Vedeți că am avut o activitate intensivă din punctul ăsta de vedere vis-a-vis de identificarea surselor de finanțare, pentru că din bugetul local, fiind atât de anemic, ne-ar fi fost imposibil să... Știu că sectorul dumneavoastră are cel mai mic buget local, dacă nu mă înșel. Așa este, este cel mai mic buget și de ce spun asta?
în valoare nominală, chiar dacă sectorul 5 ne concurează, dânsii nu au incluse sau nu au avut incluse până în acest moment anumite tipuri de servicii. De aceea, în valoare nominală, bugetul sectorului 4 este cel mai mic buget al municipiului București. De aceea și efortul susținut pe care îl avem și programul de dezvoltare multianual de a crește gradul de dezvoltare al sectorului 4 și de gradul de atractivitate. Pentru că ușor, ușor, rând pe rând, mai vreau să vă mai spun un lucru minunat și nu mi-e jenă să folosesc nume, pentru că sunt nume importante, așa cum Chempec, firma de ambalaje anul trecut de aluminiu, a investit în dublarea capacității de producție 50 de milioane de euro, avem o scrisoare de intenție din partea unui producător de automobile extrem de important pentru a realiza în această zonă pe care o lărgim în acest moment un centru auto extrem de important. De asemenea, avem solicitări din partea unor investitori din Statele Unite pentru realizarea unui parc de energie electrică și asta nu face decât să ne bucure, pentru că asta este singura cale, ăsta este viitorul și unicul pe care sectorul 4 îl are, evident alături de proiectul nostru și dați-mi voie să vă spun că e unul dintre cele mai importante proiecte, orașul de business pe care dorim să-l dezvoltăm în zona Văcărești, zonă care de foarte mult timp este absolut abandonată. Ce își propune orașul de business, proiectul despre care tocmai... Orașul de business se dorește, ca și această zonă de sud în care investim în acest moment, o alternativă la ceea ce înseamnă nordul Bucureștiului. O zonă în care, în acest moment, prețul terenului este unul accesibil, o zonă ce se adresează, dorind să se adreseze companiilor multinaționale, dacă vreți, mai ales pe cealaltă zonă de din sud, pentru logistică și pentru orice alte tipuri de activități de business. Ne dorim să avem un nivel minim de înălțime de 12 etaje și, de ce nu, să putem vorbi în acea zonă de cel mai înalt bloc din București. M-ar bucura să avem primul bloc de 100 de etaje, dacă se poate. Ăsta este unul dintre obiectivele destul de îndrăznețe pe care le avem în acest moment. Să sperăm că, inclusiv din punct de vedere tehnic, zona respectivă și urbanistic, zona respectivă va permite acest lucru, însă dorim să limităm înălțimea, dar să nu fie mai mici de 12 etaje aceste imobile. Presupun că tot din fonduri europene vă propuneți și... Aici avem o atitudine destul de interesantă. Discutăm despre un mozaic de terenuri private, un mozaic pe care îl tratăm aparte. Facem și lucrăm în acest moment la puzzle-ul zonei respective și sunt convins că investitorii, așa cum am văzut și în partea de sud, ne-au sprijinit foarte mult și au contribuit determinant la realizarea infrastructurii. Apă, canal, gaz. Aici este un parteneriat între noi și cei care doresc să investească. Noi ne ocupăm de urbanizare și dânsii se ocupă de restul investițiilor. Domnule primar, mulți se întreabă zilele acestea ce se va întâmpla cu toți cei care au mașinile avariate din cauza copacilor căzuți zilele acestea. Păi, e un lucru în foarte... sectorul 4, bineînțeles. Este foarte simplu. Așa cum am promis, ne ținem de cuvânt. Vreau să vă spun un lucru care poate o să vi se pară surprinzător. Acest lucru îl facem din 2016. Suntem singura primărie din România și nu o spun cu bucurie, însă o spun cu tristețe, care are o astfel de procedură și care a găsit structura și formula în care să poată avea o asigurare pentru un asemenea incident. Evident, dacă suma asigurată este undeva la 100.000 de euro, dacă această sumă va fi depășită, tocmai pentru că trebuie să existe tratament nediscriminatoriu, vom suplimenta din bugetul local cu diferența, însă garantat toți cetățenii care au avut aceste probleme își vor primi, așa cum am promis, și nu de acum, din 2016, sumele ce li se cuvin. Deci vor fi despăgubiți, să înțeleg. Vor fi despăgubiți fără niciun fel de problemă. Ați primit cereri până acum de... Evident, sunt foarte bucuros că cetățenii sectorului 4, cu oamenii, sunt extrem de atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru.
după anunțul pe care l-am făcut duminică, după comunicatul de presă, luni am primit peste 130 de solicitări. Poliția noastră locală a verificat pentru toate acestea veridicitatea lor și a întocmit documentația caracteristică. Am avut plăcerea să constatăm că discutăm cu niște oameni maturi, cu niște oameni echilibrați și cu mai ales probleme cu niște reale. Oameni corecți. Foarte important acest lucru. Discutăm cu niște oameni corecți. De aceea este normal și noi să venim în întâmpinarea lor și imediat ce evaluatorii autorizați RAR le vor da devizele, vom începe și noi plățile. Eu spun că undeva într-o lună și jumătate toate aceste lucruri vor fi rezolvate integral. Oamenii nu vor mai sta în justiție ani de zile să se războiască cu primăria, să consume timp, să consume nervi și, în mod evident, să consume resurse financiare. Pe final, vreau să vă anunț că imediat după ce noi am anunțat că dumneavoastră veți participa la Puterea Știrilor, mulți cititori ne-au scris și au fost interesați să afle ce se va întâmpla cu florările de la Piața Sudului. Am înțeles că există o situație, dumneavoastră sigur o știți mai bine. Piața Sudului, pe ansamblu, a reprezentat și reprezintă, dacă vreți, inima sectorului 4. Această inima sectorului 4 a devenit în ultimii 20 de ani extrem de bolnavă. Din acest motiv, tocmai pentru că sunt medic, am luat măsuri extrem de importante și energice. În acest moment, Piața Sudului este complet demolată. Toate chioșcurile, toate barăcile, toate construcțiile inestetice, neigienice au dispărut din locația respectivă. Ceea ce le pot spune oamenilor este următorul lucru. Până la sfârșitul acestui an, mai exact până la data de 1 noiembrie, Piața Sudului și tot ceea ce înseamnă zonele adiacente va fi finalizată, iar zonele de flori, zonele de presă, cafenele și alte facilități de acest gen vor fi grupate, organizate într-un mod corespunzător anului 2019, pentru că nu mai este normal să fim ancorați într-o astfel de realitate. Lumea se schimbă, toți oamenii trebuie să înțeleagă că lumea se schimbă, oamenii au nevoie de respect, oamenii au nevoie de decență și unele lucruri nu mai pot să rămână în felul acesta. Activitatea, bineînțeles, că va continua, dar în niște condiții nu civilizate, ci extrem de civilizate și asta le-o garantez inclusiv comercianților, cât mai ales oamenilor. Domnule primar, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai aștept cu mare drag pe la noi. Mare plăcere, vă mulțumesc mult pentru invitație. Mulțumim.